Știu cuvântul Domnului de mic și el spune clar, cine crede că Dumnezeu a venit pe pământ și și-a dat viața pentru păcatele noastre, noi suntem iertați. Dumnezeu a murit pentru mine și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu zice, cine a crezut a fost botezat și este de datoria mea să fac public ceea ce cred. Am cunoscut tineri care au aceeași principii ca și mine, aceeași credință și asta a fost foarte încurajator pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult modul în care ei interacționează între ei, seriozitatea lor pentru cuvânt și acest lucru m-a determinat să-mi doresc mai mult să mă întorc la Dumnezeu, să citesc din cuvântul Domnului regulat și să am o trăire cu Domnul. Dacă prietenii mei știu viața mea și dacă ei știu că merg la biserică, vreau să știe că viața mea este publică și nu doar din ce le povestesc eu. Sunt gata ca la rândul meu să mă pun la dispoziția sa cu tot ce sunt, cum a creat, cu toată puterea mea și să mă implic în lucrare, să pot să fiu un slujitor de nădejde pentru orice lucrare bună pe care el vrea să o facă prin mine. Decizia mea aparține, dar îl mărturisesc pe Domnul Iisus în apa botezului și vreau să o fac acum pentru că sunt gata.